Salutare tuturor, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi, cu soarele ăsta, am fost inspirat de el să împărtășesc cu tine cum am evoluat în ultima perioadă, din punct de vedere fizic, ce am modificat, ce fac, cum mă simt, în așa fel încât să pot să-ți ofer câteva informații și ție. Și încep cu ce fac în fiecare dimineață. Aici o să trăiască Sef să-mi zic exact ce-mi bag în această băutură, dar în principal încerc să-mi scriu un jurnal în fiecare dimineață, în așa fel încât să îmi ordonez gândurile și să-mi fac planul pentru fiecare zi. Evit aproximativ 60 de minute să îmi beau cafea după ce m-am trezit, după care merg pe un espresso scurt și am o băutură pe care am implementat-o dimineața. În principal e o creatina pe care o am aici. O beam înainte de antrenament. Doar că am înțeles că e foarte important să ai o continuitate și chiar și în zilele de pauză să iei creatină, în așa fel încât să obișnuiești corpul să lucreze corect. Și am hotărât să îmi atașez ideea de a lua creatină cu băutura de dimineață. Pe lângă asta, aici am și un mix verde, cum place mie să-i spun, de la Jim Beam. Bio Green Mix. Bio Green Mix. Ăla iar mănâncă frunze. Așa facem fiecare dimineață. Își servește și eu suplimentele de dimineață. Ideea este că vreau să vă mai comunic ce mai punem aici. Bio Green Mix, creatină monohidrată, Few Perform și Alpha Male Drink. Ideea e că, din punct de vedere energetic, sunt super ok. Ce m-a impresionat foarte tare este că astăzi m-am trezit atât de odihnit, cu toate că pe UPA am 74%. Recovery. Am dormit aproximativ aproape de 10 ore, doar că am observat că la un interval de câteva zile, și aici fac referire la un 3-4 zile, am nevoie de o zi din asta de somn zdrav. Și am o zi în care dorm extraordinar de bine și am observat că în momentul în care dorm bine, te recuperez mult mai eficient și pot să ofer mai mult în următoarea zi. Asta cu o paranteză cu somnul. Dar în cele ce urmează să te iau alături de mine, să vezi cam ce facem noi într-o zi, cum mergem la sală, ce program mai avem astăzi, în așa fel încât să te motivezi și să mergem împreună în aceeași direcție. Toată ziua o să fie monitorizată logic pe UP, în așa fel încât să-ți prezint câte calorii mănânc, câte calorii consum și să poți să iei o structură a unei zile în așa fel încât să devii mai bun. Pentru că ne-am documentat și am ajuns la o concluzie care la noi cel puțin funcționează. Acestea fiind spuse, hai să începem ziua. Hai să vedem, deci avem calamar, biban, crevete, orez. Orez. Deci, calamar, crevete, biban și orez. Bun, și am ajuns la mall. Asta e mașina despre care povesteam. Aici cu David, David să trăiești. David are grijă de mașină și ideea e că dacă încă mai ești prin zonă, până când e? Până joi. Și după aia unde vă mutați? La veranda. La veranda mall. Zine, man, ce mașină asta? O Skoda Fabia R5. Ok, ce motor are? 1.6 turbo. Câți cai are? 285.6. Bă, taie din ele, mă. Ia arată-ne un pic pe sub capotă. Hai să vedem cum arată o Skoda de 300.000 de euro în cui sufletul ei. Ăsta e un motor de 1.6. Nici nu vreau să mă gândesc cât ar costa motorul ăsta. Ca o paranteză, ce-i foarte tare, motorul, suspensia, frânele, bă, dar chiar cum arată tot din fibre de carbon, răcitoarele astea cât de frumoase sunt, foarte faine. Și arată și un pic în interior. Cric și coarba are în interior, ia vedeți. Aici ai treapta de viteză, aici ai meniul mașinii, așa arată consola centrală, ăsta e schimbătorul de viteze, asta e frâna de mână. Și da, cam așa arată mașina de cursă, în adevăratul sens al cuvântului. Ca o paranteză, genul ăsta de mașini sunt mașinile care fac legea în campionatele naționale, se numesc Rally 2 și cam așa arată, da. Uite, centuri în 6 puncte, cum arată rollbar-ul, pe unde se alimentează domnul David. Aici se alimentează și aici Țânțele. Este aerul. Știi că ăsta expiră și știu că la un moment dat a fost niște discuții că nu i-a lăsat la start. Ăsta este sistemul de frânare, e în setup de asfalt acum. Aici avem suporții de capre și mi-a ziceai că e mișto că ai cricul setat la înălțime. Exact, nu trebuie să te chinui să-l setezi. Ăsta este cricul și intră ață în praguri, în așa fel încât să faci o pană în cel mai probabil un pic peste un minut. Ăsta e un eleron, eleronul frumos. Avem evacuarea montată central. Da, cam așa arată o mașină de top când vine vorba despre campionatele naționale de raliuri. Lasă-mi în comentarii ce greutate crezi că are o asemenea mașină. Hai să vedem. Spor și baftă în continuare, domnul David, să aveți spor cu evenimentul. Și am ajuns acasă după antrenament. Încă nu am la proteină, o să iau mai târziu. Dar ca o paranteză, fiți atenți ce mănânc acum. Am niște varză roșie cu niște legume, cu pui și un borcanel din ăsta de seitan, foarte șmecher. Ca o paranteză, îl găsești pe Jim Beam.
și un tofu marinat. Care este the best. Da, și eu zic că din punctul de vedere este cel mai bun. Cel mai bun. Care le pun în aceeași farfurie și revin cu rezultatul. Și cam așa arată rezultatul final, îl execut. Și după activitatea de astăzi, cred că unul dintre cele mai importante aspecte pe care ar trebui să le faci dacă vrei să vii într-o formă bună, ar fi să faci pași. Știu că sună ciudat, dar eu în ultima perioadă, în fiecare seară ies și fac undeva la, cred că vreo 5 km, în așa fel încât să îmi egalez sau să îmi depășesc numărul de calorii pe care l-am mâncat în ziua în care mă antrenez. Acestea fiind spuse, cam asta ar fi soluția mea când vine vorba despre un level up al vieții în general. Eu în ultima perioadă clar o să mă focusez pe asta și îmi doresc să devin mai bun în ceea ce fac. Lasă-mi în comentarii tu cum îți îmbunătățești stilul de viață și ce obiceiuri noi ai implementat. Bun, și acum mergem înspre colegii noștri de la Mall pentru a stabili ce planuri facem pentru anul 2025, în așa fel încât să vă oferim content de bună calitate, că până la urmă targetul meu, cel puțin în colaborare cu cei de la Mall, este să încerc să învăț și eu mai multe despre carburanți și să vă ofer informații despre cei mai buni carburanți, despre cum să-i alegeți, despre ofertele pe care ei le au în stații, în așa fel încât în permanență să fim la curent cu ceea ce oferă ei. Acestea fiind spuse, revin după meeting. Am o jumătate de oră să ajung la limită. Dar nu-i problemă. Revin cu feedback după întâlnire să vă spun cam ce plan am avea pentru anul viitor. Am terminat meeting-ul și am venit la sală să băgăm niște picioare. După care ajungem acasă, vă povestesc ce mâncăm și ce suplimente iau. Și pentru că am ajuns acasă și sunt sigur că mulți dintre voi ne urmăriți pe pagina de Instagram, știți că de ieri au început reducerile pe Jim Beam. Și la ce reduceri sunt, ca o paranteză îți lăsăm și link în descriere să arunci o privire să vezi dacă ți se potrivește ceva dintre produsele care deja sunt la reducere. Și important, rămâi aproape de pagina de la Jim Beam pentru că produsele sunt prin rotație. Cu alte cuvinte, dacă urmărești un produs de ceva timp, stai pe fază pentru că există posibilitatea să urmeze să intre în promoția de Black Friday. Și hai să-ți arăt ce produse pe de parte folosesc eu și pe de altă parte ți le recomand cu mare drag. Asta este creatina pe care eu o iau. Un aspect important, dar cred că ți-am spus la începutul clipului, am modificat modalitatea de administrare a creatinei. O iau în fiecare dimineață în ideea în care nu vreau să atașez ideea de antrenament și în momente în care am pauză, în zilele de pauză, să continui să iau creatină. Aici am un shaker, avem și pisica cu noi, pisica Tirby, aici avem colagen, foarte important pentru încheieturi, un tricou foarte drăguț cu Jim Beam, ca o paranteză, arunc o privire să vezi și accesoriile de la Jim Beam pentru că sunt o grămadă și sunt foarte mișto. Așa arată, foarte fain. Și arunc o privire și pe Strix. Eu sunt fan, dar fan până în măduva oaselor a produselor Strix. Bun, ăsta e comandă de sân. Păi, erau prețuri așa bune, nu m-am putut abține să nu comand ceva. E un băț de rulare de musculatură să te relaxeze după antrenament, să te... A, vezi că e șmecher. Alpha Male, foarte mișto, Amino, îl iau în timpul antrenamentului. A, apropo, corect, bine punctat, ăsta e Testo Booster. Băi, referitor la produsele astea, trebuie să vă uitați. Ăsta din nou, e preferat de Sev. Eu îl ador pe cel de fistic. Uite. Mamă, deci mi se pare la science fiction, doar că trebuie să urmărești în permanență caloriile, să nu depășești și cu foarte mult caloriile. Ca o paranteză, noi și Patrick din spatele camerei este UP și pentru mine una dintre cele mai mari avantaje a UP-ului este că pot să monitorizez caloriile pe care le consum într-o zi și să știu câte calorii să consum să rămân în formă. Zisem. Ce avem? Proteină vegană cu cocos, că știu că îți place. Bun, cocos. Și ăsta, siropul ăsta e senzațional. Omega 3, 6 și 9 și GABA. Bă, ăsta l-am văzut la anumiți influencer că îl comunică foarte tare. Sunt curios să-i văd eficiența. N-am luat, este pentru prima dată când m-am dus în direcția asta și acolo avem ceva bun. Guilty pleasure. Batonele proteice. Cert este că trebuie să arunci o privire și să vezi dacă îți găsești ceva produse ce se potrivesc cu gusturile tale. Îți lăsăm în descriere atât link înspre UP, în ideea în care, de ce mi se pare foarte tare, în ultima perioadă atât antrenamentul cât și tot ce înseamnă partea de monitorizare a evoluției, mulțumesc, o facem prin intermediul acestei aplicații și în completare cu produsele de la Jim Beam mi se pare combinația perfectă. Foarte important, încă o dată, ai reducere de Black Friday pe pagina celor
de la Jim Beam, arunc o privire și asigură-te că produsul pe care ți-l dorești este deja sau urmează să fie în promoția de reducere. Și pe lângă asta, la produsele ce nu sunt încă reduse, poți să folosești codul sfânt al nostru Vroom 5 în așa fel încât să ai o reducere extra în condițiile în care vorbim despre produse ce nu sunt în promoție. Fii pe fază pentru simplu fapt că produsele, mi se pare foarte tare ce a punctat Patrick, referitor la faptul că stocurile sunt mici. Mai pe românește, grăbește-te și dacă îți vezi produsul redus, comandă-l în așa fel încât să nu-l ratezi. Acum înțeleg cum funcționează asta, foarte tare. Bă, da, fiți atenți. Referitor la produsele astea, ăsta e pont. Pe lângă ăla, îl știți pe ăsta, mega tare. A, și important, mai fac încă două lucruri. Am filmat ca seară, dar în fiecare seară ies la cardio, ce te ajută foarte tare să îți consumi caloriile pe care le ai ca și target și mai important decât asta, aproape în fiecare seară ascult câte un podcast tare ce îmi schimbă percepția. În spate Tirbe este supărat că vrea, da, să coboare. Vreau să vă zic că și Turbo a primit ceva de la Jim Beam și preferatul lui. Haideți să vă arăt de ce este Turbo. O cutie, da. Cutia. Iubește cutiile de la Jim Beam, nu Tirbe. Pe scurt, dacă îți dorești să-ți faci un upgrade al vieții tale, încearcă să mergi în zona asta pentru că îți garantez că lucrurile se schimbă în bine. Lasă-mi în comentarii, sunt foarte curios voi cum faceți pași înainte în evoluția voastră, în ideea în care oamenii ce urmăresc clipul ăsta să vadă și ideile voastre. Și până la următorul material, important, aveți grijă de voi și nu uitați, iubiți-vă mult, mașinile, pa, pa!